Localizată în sudul județului Hunedoara și în sud-sud-vestul Transilvaniei, la 45 de grade, 25 minute latitudine nordică și 23 de grade, 22 longitudine estică, într-o depresiune a Carpaților meridionali, depresiunea Petroșan sau Valea Jiului se întinde de-a lungul celor două jiuri de est și de vest și cuprinde un număr de 6 orașe, de la est la vest: Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcani, Lupeni, Uricani, toate fiind centre miniere. Altitudinea medie în Valea Jiului este de 600 de metri deasupra nivelului mării. Depresiunea Văii Jiului, după cum îi spune și numele, este străbătută de cele două ramuri ale râului Jiu, Jiul de vest și Jiul de est, care se unesc în zona Livezeni și își urmează curgerea spre mare. Depresiunea este înconjurată de 4 lanțuri muntoase: Retezat în nord-nord-vest, Șureanu în est-nord-est, Parâng în est-sud-vest, Parâng în est-sud-est și Vâlcan în sud. De-a lungul celor două jiuri, de la est la vest, sunt înșirate 6 orașe, Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, așezări dezvoltate ca urmare a exploatării huilei. Valea Jiului este un loc cu o îndelungată istorie, chiar dacă în sprijinul acestei afirmații nu stau multe mărturii scrise. Primele vestige istorice datează din perioada getodacă, ruinele cetății de la Bănița, la 15 km de Petroșani, cetate care făcea parte din sistemul de fortificații care asigura apărarea centrului Daciei. Există și o serie de tezaure numismatice descoperite la Jieț Popi și Peștera Bolii, care atestă existența unei civilizații getodace pe aceste ținuturi. Influențele unei asemenea civilizații se regăsesc și în portul tradițional al țăranilor jieni, numiți în partea locului Mămârlani, în portul cărora predomină albul și negrul. Tot ca o mărturie a acestor locuri sunt și castrele de pământ din vârful lui Pătru și Comărnicel și drumul de piatră din pasul Vâlcanului. Actul de Danie din anul 1493, prin care regele Ungariei Vladislav al III-lea Jagello acordă lui Mihai Kendefi locuri din Valea Jiului, Terela, Malee, Ratond, Mrisovar, Niakmezev, ca apartenențe ale moșiei Râu de Mori din districtul Hațegului, reprezintă, după știința noastră, prima mențiune concretă despre așezări existente în această zonă. Deși indicate nu ca localități, ci ca locul de pășune, arătură și fâneață, cel puțin 3 dintre ele par să fi avut și sate sau grupuri de sate, dovadă că numele lor s-a păstrat până astăzi: Pterela, Petrila, Malee, Maleia, cătun al orașului Petroșani, Niakmezev, câmpul lui Neag, localitate componentă a orașului Uricani. Celelalte două pot fi o așezare izolată: Ratond și, mai sigur, o apă, Mirosvar, Morișoara, în zona orașului Vulcan. Nu se știe cât de vechi sunt aceste așezări, pentru că cercetările arheologice efectuate în Valea Jiului au fost, din păcate, nesemnificative, iar descoperirile făcute nu au fost rezultatul unui travaliu științific și metodic, ci rodul întâmplării. În 1720, întreaga Valea Jiului, după cum reiese din documentele cartografice ale lui Friedrich Schwanz, era populată de gospodării risipite în întreaga vale, astfel încât aceasta părea un sat foarte mare. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se produce însă cea mai intensă populare, un aport important avându-l mai ales cei veniți din afara Văii Jiului, în special din țara Hațegului. Conscripția iosefină, întocmită la anii 1784-1787, prima asemenea întreprindere cu o structură complexă, vorbește de 6 așezări în Valea Jiului în acel moment: Livadzel, Livezeni, Petroșan, Petrila, Vulcan, Uricani și Câmpul lui Neag, cu o populație de 4704 locuitori. În recensământul din anul 1818 apar deja închegate toate comunele din Valea Jiului cu numiri separate: Petroșani, 96 locuitori, Livezeni, 137, Maleia, 58, Dâlja, 59, Iscroni, 98, Bărbătenii de Jos, 95, Lupeni, 173, Uricani, 210, Paroșeni, 60,
Mateșteni 90, Bărbătenii de Sus 85, Câmpul lui Neac 52, Coroiești 50 sau 65, pentru ca la anul 1854 să fie recenzate în Valea Jiului 11 localități cu o populație de 6770 locuitori, în majoritate covârșitoare români. Silvestru Moldovan va scrie începutul acestor transformări, arătând că la anul 1896 în Valea Jiului erau 10-14 comune care până în timpurile noi au fost curat românești, dar de când cu lucrarea băilor au venit pe Jiu o mulțime de străini, nemți, polonezi, boemi, unguri și ovrei, mai cu seamă băieși și meseriași, și s-au așezat prin comune, cu deosebire la Petroșeni. Uricani, format în urma roirii locuitorilor din țara Hațegului, din localitățile Hobița 1411 și Uric 1473. Orașul Uricani a purtat numele de hobiceni uricani până la unirea Ardealului cu patria mamă în 1918, când se va numi Uricani. Populația strămutată aici a format inițial așezări vremelnice pentru pășunat, dar istoricii consideră că ei s-au constituit în comunitate înainte de invazia turcească din anul 1788, când la 15 august preotul și cei ce se aflau la biserică au fost duși în robie. Amplasat într-un cadru de un pitoresc aparte, într-o zonă ferită din calea migratorilor care au trecut de-a lungul timpului pe teritoriul țării noastre, locuitorii și-au păstrat vreme de veacuri ocupațiile, tradițiile și credințele. Creșterea cererii de cărbune după cel de-al doilea război mondial duce la intensificarea exploatării cărbunelui la nivelul întregii depresiuni a Văii Jiului, astfel încât și perimetrele miniere care la început au fost considerate nerentabile au fost puse în exploatare. Drept urmare, și la Uricani, în anul 1947, se deschide prima galerie de coastă, Galeria Balomir, consemnându-se începerea exploatării cărbunelui. Consecința firească a deschiderii exploatării miniere este creșterea populației prin migrarea forței de muncă din alte zone ale țării și construirea unui mare număr de locuințe necesar pentru noii veniți. Astfel că în anul 1965, Uricaniul este declarat oraș, iar în componența sa intră localitățile Valea de Brazi și Câmpul lui Neag. Dar trecerea de la statutul de așezare rurală la cea de oraș nu a fost făcută fără sacrificii, în special din partea localnicilor. Aceștia au fost obligați de statul român să renunțe la multe din terenurile care le aparțineau. Astfel, pe unele dintre acestea au fost construite blocuri de locuințe pentru noi locuitori, iar altele au servit ca locații pentru viitoarele incinte miniere, Balomir, Sterminos Mailat sau pentru depozitarea sterilului extras din subteran. Valea de Brazi, integrată ca și localitate componentă a orașului Uricani, Valea de Brazi se întinde de o parte și de alta a Jiului de Vest, fiind alcătuită dintr-o serie de sate, cătune, înșirate în principal de-a lungul afluenților Jiului, atât spre munții Vâlcan, cât și spre munții Tulișa. Peisajul zonei nu a fost alterat decât într-o foarte mică măsură de activitatea de exploatare desfășurată la exploatare minieră Valea de Brazi, actualmente închisă. Pe teritoriul localității, în extremitatea vestică a acesteia, este construit barajul Valea de Pești, lacul din Amonte de acesta, asigurând alimentarea cu apă a întregii văi a Jiului. Câmpul lui Neag. În ce privește Câmpul lui Neag, se pare că primii săi locuitori au venit din Oltenia Nordică, tradiția vorbind de un haiduc, Neagu, care fugind din calea turcilor, la începutul secolului al XVI-lea, s-a așezat mai întâi la locul numit Dosul Pribeagului și apoi în lunca Jiului. El ar fi marcat vatra viitorului sat, înfigând în pământ o piatră, un monolit de vreo 2 metri lungime, care avea încrustată în ea două filoane de cuarț alb, dispuse în formă de cruce. Cert este faptul că în 1850, preotul din sat Constantin Stanici
a găsit această piatră căzută pe malul jiului, a luat-o cu o sanie trasă de boi și a plasat-o în curtea casei sale, care din 1890 și până în 1936 a fost și școală sătească. Astăzi, piatra se află la intrarea în satul Câmpului Neag. Lângă această piatră tronează busturile lui Traian și Decebal. Un eveniment de seamă al secolului al XVII-lea a fost trecerea lui Matei Basara prin Uricani 1631 împreună cu alți boieri și cu oastea sa, strânsă de prin țara Hațegului. În pribegia lor prin Ardeal au intrat prin pasul Vâlcan și în Uricani. Cu acest haiduc au venit Hamza Muscalu, Mojoatca, Manuilescu, Vinte, Tabăra, Dumitrescu, Stanciu, iar familia Cânda se pare că a venit din țara Hațegului, de la Râu de Mori. Aceste nume sunt și astăzi foarte răspândite printre locuitori. Această comunitate a avut foarte multe de suferit de pe urma comunismului. Foamea de cărbune și incompetența unor funcționari ai regimului comunist au dus la distrugerea localității, aceasta fiind strămutată în întregime, iar biserica demolată. Astăzi, ca mărturie a crimei comise împotriva acestor oameni, pe locul vetrei satului este un luciu de apă cu o suprafață de circa 30 de hectare și o adâncime de 100 de metri. Astăzi, localitățile locale încearcă să definească un nou drum pentru localitatea supusă unor grele încercări. Restructurarea industriei miniere obligă la căutarea de noi soluții pentru dezvoltarea orașului, una dintre ele și cea mai la îndemână fiind turismul.